Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn, etalare care vine cu întârziere, dar cum am spus și după ordinea vizualizărilor de luna trecută. În fine, după cum vedeți, am o asistentă nouă, este Melin, pisicuța mea cea neagră și foarte empatică, care are grijă de capii, care este bolnăviur. Unii dintre voi deja știți asta, cam un pisoiaș care a fost, nu știu, agresat ori de o mașină, ori de cineva. În fine, și care trebuie să stea cu mințești, de care această Meli, minunată Meli, n-are grijă. Acum se pare că Meli n-a făcut obsesie pentru locul în care fac eu tarot, pentru cărțile de tarot, și să sperăm că e obsesie benefică. Din seria oracolelor, pentru Capricorn se arată consiliere. În primul și în primul rând, vindecați. Unii dintre voi, dacă ați evoluat și dacă ați căutat libertatea de gândire și v-ați eliberat de niște karme, de niște legături karmice sau de un fel de a gândi limitativ, vorbiți cu îngerii voștri, că tot e vorba de discuție de la suflet la suflet sau de la spirit la spirit, o discuție cu îngerii voștri v-ar prinde bine. Acum, dacă discutați cu îngerii, transmiteți mai departe sau încercați să vindecați prin cuvinte amabile, sfaturi înțelepte și o ureche empatică, să-i vindecați pe alții ceea ce ați primit ca și canalizare, ca și inspirație de la îngeri. Pentru cei care, într-adevăr, lucrează cu, au lucrat cu ei și au crescut din punct de vedere spiritual, dar cu majoritatea nu sunt acolo încă și poate nici nu vor, trece și la un anume tip de Capricorn care încă este în zona materială, încă mai are multe de învățat și este sfătuit să vorbească cu cineva. Să vorbească eventual despre îngeri, despre spiritualitate, ia uite, să se școlească într-o zonă care ține de spiritualitate și să se elibereze, să vorbească despre libertate și să schimbe cariera. Are foarte multe de schimbat acest Capricorn sau acești Capricorn au foarte mult de schimbat. În acest motiv, li se recomandă o consiliere. Libertatea este foarte importantă pentru unii dintre voi, pentru toți ar trebui să fie, dar libertatea aceasta aduce și schimbare de carieră. Ce înseamnă asta? Variază de la Capricorn la Capricorn, de la om la om. Dar, ca și confirmare, trebuie să aveți grijă de sănătatea voastră, de nutriție. Și să vă instruiți într-o nouă direcție care vă aduce libertate. Poate să fie și, evident, profesional. Din seria cărților pe care le voi folosi în crucea celtică, a vrut să se arate 4 de cupe, 2 de băte și regele de spade. Aveți aer, foc, apă, dacă vă interesează, și la capătul setului de cărți, pământ. Dar, trecând peste aceste, v-am zis, nu prea mai îmi place să dau semne, pentru că oamenii nu, zodiacale, oamenii nu se comportă ca semnul zodiacal din care fac parte, ci ca ascendentul, luna sau alte planete pe care le reprezintă. În fine, este o tristețe a voastră sau a cuiva legată de o trădare, eventual, sau de un stil de viață prea jucăuș. Și dacă nu e vorba de un stil de viață jucăuș în care unul își petrece prea mult timp cheltuind banii sau cu prietenii, poate să fie un interes pentru o altă activitate și mai puțin pentru relația de cuplu, da? Din acest motiv apare 3 de cupe. Și din acest motiv a intervenit între voi și cineva, sau invers, între cineva și voi, cum vreți voi, o tristețe, o dezamăgire, o depresie. Însă, că sunteți voi, că sunt ei, apare o nouă cupă sau a apărut această oportunitate în viața unora. Dar se pare că la un moment dat, această cupă nu a fost aleasă. A fost ales alt drum rațional, practic, mental, cum vreți voi să ziceți, autoritar. Și cel care a ales acest rege de spade ca și energie, ca și drum, a lăsat pe cineva lăcrimând sau suferind, în suferință.
Încerc să-mi aleg cuvintele pentru că vei spune, nu, Capricornul a făcut așa sau Xulescu a făcut așa, nu Capricorn, știți? Variază. Eu încerc să vorbesc cât mai neutru ca să vă găsiți fiecare poziție, da? Ideea este că au fost niște alegeri. Și alegerile unuia au adus tristețea unui personaj destul de sensibil din viața voastră. Acum ce o fi fost, o fi fost. Ideea e că la capătul setului de cărți aveți un 9 de monede, 6 de cupe, faetonul, 8 de bute, puterea, 10 de spade, 2 de monede, 8 de monede, eremitul și multe, multe alte cărți. Pentru unii să aveți în subconștient, în mintea voastră, un personaj cu care posibil vă știți din copilărie, dar nu obligatoriu, chiar dacă nu e din copilărie, este un personaj... Apă, pământ, mai puțin contează, un personaj independent. E o femeie, în mod special, o femeie independentă, deși poate să fie și bărbat, de ori, un personaj independent care are reușite, este satisfăcut de ce a făcut în viață, cum a crescut, pentru că e vorba de nouă de creștere, dar și cu acest personaj vă înțelege și de la suflet la suflet. Nu doar că vă apreciați reușitele din punct de vedere profesional și material, dar vă și simțiți emoțional. Aveți o legătură profundă, poate ați mai fost în altă viață, poate v-ați întâlnit în copilărie sau în tinerețe, variază, sau în zona în care stați, în cartier. Posibil pentru unii să fie semn de apă, în mod special rac, nu obligatoriu, dar în mod special rac, pentru că avem faetonul, dar faetonul poate să însemne și dorința de a călători, pentru că există o distanță destul de mare între voi. Dar această dorință de a călători posibil se manifestă sau a început să se manifeste în ultima vreme, pentru că până la faeton apare puterea. Luptele interioare, ego-ul, ambiția, mândria, eventual alte personaje care apar în viața unuia dintre voi și oarecum blochează dorința aceasta de a merge mai departe și de a călători către acest personaj, da? Și totuși e bine, pentru că 10 de spade arată că ați învins oarecum problemele. Ați învins problemele. Dacă au fost niște secrete sau un stil de a fi prea nehotărât, încercați să treceți peste aceste stări și să mergeți hotărâți către acest personaj care vă alină, vă susține, vă inspiră într-o formă sau alta. Posibil pentru unii să faceți această alegere rațional, într-un mod rațional, nu sentimental. Hai să vedem ce alte cărți apar. Mai amestecăm o dată. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn. 15 septembrie. Ia ce a vrut să se arate. Ha, ia uite. Niște probleme de cuplu sau financiare. 15 septembrie, 15 octombrie 2021. Capricorni. Central. Uf. Ce nu-mi place mie cartea asta, dar într-un fel e de înțeles. Vă protejați ca și în imagine, vă protejați inima, vă protejați sufletul. Poate sunteți un pic cam prea închiși, de-aia vi se recomandă să vă eliberați de aceste restricții pe care vi le impuneți și să discutați cu cineva, să vă deschideți sufletul în fața cuiva. Da, e frumos. Aici e provocarea. 4, 3. Provocarea este să dați deoparte această monedă, acest scut, da? Dorința de a avea stabilitate, siguranță, da? Că și vă ascundeți unii în spatele așa zisei stabilități financiare, materiale, și vă ascundeți sufletul în spatele acestei senzații false. Nu cumva să fiți răniți în dragoste, nu avem cum să iubim fără să suferim și fără să fim răniți. Deci este, și zic și eu, da, din experiență, și eu am tendința uneori să mă protejez mai mult decât e cazul, dar nu-i bine, altfel nu mai ne putem bucura de dragoste și de, ia uite, de creștere. 3. Este numărul divinității, într-un fel, da, Trinitatea, dar este o catedrală înăuntru. Dacă dați deoparte acest scut, puteți să creșteți, puteți să construiți ceva măreț împreună sau să vă reconstruiți pe voi, da?
să vă construiți idealurile. Aici e provocarea. Aici e provocarea și consilierea susține colaborarea în această construcție. Aici un personaj singur, aici nu mai e singur. În trecut aveți regele de cupe, semn de apă sau cu multe planete în semne de apă. Poate să aibă și ascendent, lună, eu știu ce, Venus, da? Chiar dacă nu-i semn de apă. Regele de cupe, o dragoste profundă, o dragoste poate neexprimată pentru unii, de voi sau de ei. Neexprimată suficient. Într-un fel sau altul. Justiția. Justiția poate să fie și un divorț, poate să fie și dorința de căsătorie, poate să fie și un contract, apropo de colaborare, poate să fie și o relație karmică. Pentru mine, patru de monede înseamnă și relație karmică, din care e bine să ieși și să vă eliberați ca să vă reconstruiți și să vă atrage sufletul pereche și dragostea aceasta adevărată, neîmpărtășită. Sunt multe variante, multe feluri de... ce frumos, asul de cupe. Deci în viitor apare asul de cupe. O nouă dragoste sau puterea de a vă vindeca, de a vă elibera de aceste karme, restricții, limite autoimpuse în general, emoționale, că este central, și eliberându-vă și vindecându-vă, vă atrageți o nouă dragoste. 5. 5 nu fer, da? 5 este un număr care aduce schimbare. Schimbare în bine, se pare, da? În prezent aveți cavalerul de bâte. Aveți încredere. Ori sunteți atrași de cineva la distanță și sunteți doritori, voi sau ei. Vedeți unde sunteți. Să mergeți până la capătul lumii pentru ei, să-i cuceriți sau invers. Așteptați pe cineva, doamnelor. Nu cuceriți voi, lăsați-vă cucerite, da? Așteptați pe cineva să vă cucerească. Dar trecând peste aceste mici mesaje care sunt posibile în viețile unora, cavalerul de bâte arată o energie creativă, doritoare de a ieși din aceste limite, da? Din orașul în care stați, din, anumite impuneri pe care unii dintre voi le trăiți. Dacă nu faci cu tare, nu merge, nu. E o energie marțiană în sensul de bătăioasă, că ea voastră ar fi frumos să fie și ea voastră, da? Capricornii sunt ambițioși, extrem de ambițioși când vor. Dacă nu este a voastră, așteptați pe cineva să se manifeste într-un mod pasional, să vă ia pe sus, să vă răpească, doamnelor. Ar fi frumos. Dar nu prea se mai poate răpi tu cu atâtea camere video. Însă, cavalerul de bâte, în varianta sa faină, mie îmi place cavalerul de bâte dintr-un anumit punct de vedere, este plin de energie, încrezător, doritor să exploreze noi teritorii, în multe domenii, poate să fie și profesional, vitalitate, dacă ați avut niște, ce alte probleme, că am văzut și 10 de spade, dacă ați avut niște rețineri, cum e altceva? Este foc, foc, foc. În continuare, sfatul este steaua, ce frumos. Mergeți către destinul vostru. Mergeți într-o nouă direcție și vi se va arăta destinul. Steaua înseamnă și vindecare, echilibru. Eventual cineva vă echilibrează emoțional sau în preajma cuiva. Vă calmați sufletul, vedeți, apă, cum am mai spus în ultima vreme, mai vorbesc și în termeni artistici, apa peste pământ creează lutul pregătit, exact aici, da? Pregătit pentru transformare, o transformare frumoasă, artistică, specială, dacă nu neapărat artistică. Altfel, dacă nu puneți apă, să știți că apă se folosește și în sculptură, mai ales când e vorba de a crea zone netede, da? După ce cioplești, sculptura folosește anumite instrumente în care, da, cu apa se lustruiește și marmura și piatra și multe. Deci fără apă, ca și pământ, nu reușiți să vă creați o formă armonioasă. Aveți nevoie de emoții și ca să vă transformați viața, trebuie să vă vindecați de un trecut, de ceva, de o karmă, da? De un stil, am spus mai devreme, care stil, să vă eliberați, da? Și să comunicați de la suflet la suflet cu cineva.
Ori voi să vă exprimați emoțiile, ori ei, poate că ei n-au avut curajul din cauza acestui stil de a fi al vostru, al lor. Vedeți unde sunteți, pentru că sunt Capricorn și Capricorn, da? Dacă aveți planete în săgetători, veți funcționa altfel. Dar steaua e de bine. Mergeți către destinul vostru, chiar dacă e întuneric, chiar dacă nu vedeți ce va ieși în această sculptură, aveți încredere că veți fi inspirați. Da? Aici aveți încredere, cavalerul de bâte. Exterior, wow, ce frumos împărăteasa. O să și clarificăm, dar și la clarificări se mai poate schimba subiectul, dar povestea. Dar împărăteasa este de obicei o femeie. Aici sunt două femei, în fine. O femeie frumoasă, încrezătoare, calmă, generoasă, mămoasă, exact ce aveți voi nevoie. Pentru unii poate să fie mama copiilor voștri, mama voastră, dar rămâne de văzut la clarificări dacă această influență este benefică. Deocamdată arată bine. Dar la clarificăm, vedem cum este, cine este această, cine ar putea să fie această împărăteasă. Pentru unii cu steaua și cu împărăteasa poate să fie și justiția și asul de cupe. Să fie, aici este, vorbiți cu îngerii voștri și veți fi ghidați către perechea voastră divină, femeia, bărbatul divin, da? Dar vedem la clarificări. Patru de bâte. De ce vă este teamă? De niște chestiuni acasă. Orică nu vă veți face casă, o casă fericită, unii dintre voi. Orică. E o chestiune legată de casă. Dacă v-ați separat, probabil aveți o teamă că nu vă veți găsi o altă pereche, dar apare totuși în, dacă integre, așa am spus, evident, cu răbdare în viața voastră, apare această femeie divină, bărbat divin în viața unora, personaj de destin. Dacă v-ați separat, nu rămâneți în această, nu rămâneți închis că, vai, nu o să mai găsesc, nu o să mai pot să am, da? Și vă doriți faetonul, să călătoriți, da? După cum vedeți, aveți călătorie și la cavalerul de bâte și la faetonul. Vreți să mergeți departe, da? Vreți să lăsați în urmă o casă? Că e casa familiei din care veniți, că e o altă relație, vreți să lăsați, aveți un patru, da? Patru reprezintă casa patru, da? Casa. E o casă în care nu vă simți bine și vreți să mergeți într-o nouă direcție, eventual să vă faceți o nouă relație și aici vă e teamă, nu știu dacă o să puteți să faceți o nouă relație sau asta e. Dar vreți o relație de lungă durată și am zis, faetonul merge către stea. Vedeți cărțile, da? Faetonul întotdeauna merge către stea, este ghidat de intuiție. Aici urmați-vă intuiția sau ascultați, consiliați-vă, vorbiți cu cineva, ascultați-vă îngerii, dați în urmă să revedeți cărțile. Dar faetonul, înainte de a pleca, trebuie să facă o decizie, da? Să ia o decizie. Aici, justiția echilibrată. Ce reușiți să faceți? 5 de cupe, 6 de spade, regele de bâte și magicianul. Da. Da, cu răbdare o să vă vindecați 7 de monede și temperanța, amândouă înseamnă răbdare, dar de trecut. Dar între timp sunteți hotărâți să lăsați în urmă lacrimile, eventual să mergeți către cineva care a plâns pentru voi sau a regretat o distanță, puteți să mergeți către ei și să încercați să-i cuceriți, să manifestați acest magicianul, să manifestați victorie, să impresionați, să le luați pe sus eventual, pe doamne. Acum, sau doamnelor, să fiți luate pe sus de un domn care vrea să vă recucerească sau cucerească. Pentru alții, lăsați în urmă decepțiile și mergeți, chiar dacă nu este un personaj atât de wow, impresionant, sunteți hotărâți să deveniți voi. Pentru că aveți să deveniți voi aici, să vă creați voi destinul vostru, acela fantastic. Dar pentru asta trebuie să vă vindecați. Eventual cineva vă inspiră, împărăteasa. Împărăteasa vă inspiră, dar rămâne de văzut totuși. Hai, le las doar pe astea, da? La capătul setului de cărți, iar apare 9 de monede.
un personaj, preîmpărăteasa, de fapt, preîmpărăteasa și împărăteasa, un personaj singur, iau, de 6 de cupe, față de care aveți pasiune sau vreți să reîncepeți ceva nou. Și să, uite, regele de spade, v-ați păcălit într-o privință, ați fost cu cineva, poate prea mental, prea rațional, regele și regina de spade, un 3 de cupe. Dar așa ați fugit de soare, de fericire, într-o formă sau alta, unii dintre voi. Ideea este că acum vreți să vă... Da, să vă cuceriți un personaj care vă este de suflet. Dacă nu-l cunoașteți, nu-l cunoașteți, o veți cunoaște. Pentru că apare un as de cupe, da? Dacă nu cunoașteți acest personaj, îl veți descoperi. E de bine, Capricorn. Bravo, bravo. Hai să vedem acum. Ia uite unde s-a oprit, la magician, da? Regina de cupe. Vreți să vă deschideți, da? Să aveți asul de spade, să aveți o victorie, să creați ceva în adevăr, real, da? Și să vă deschideți, să fiți vulnerabil față de un personaj care vă înțelege, regina de cupe, da? Regele și regina de cupe și să manifestați ceva nou. Clarificăm 4 de monede central pentru Capricorn. Justiția, aici este. N-aș vrea să mă fixez pe zodii, dacă voi vreți să vă fixați pe zodii, e alegerea voastră, dar eu zic că este un divorț pentru unii. Și dacă nu e divorț, este un contract. Chiar dacă nu este semnat, este un contract între două suflete care v-a blocat. Da, justiția. 4 de monede. Ia uite, apare și separarea, turnul. Vă separați de un vis. A fost un vis din care vă treziți. Clarificăm 3 de monede. Acum, 3 de monede, uite, viziune. Trebuie să aveți o nouă viziune despre reconstrucția voastră pentru cei care v-ați separat sau v-ați separat. Și această separare, repet, poate să fie și la locul de muncă, poate să fie și o relație karmică din care vreți să ieșiți. Pur și simplu, vreți să plecați de acasă pentru că nu mai vreți nu știu ce. Acum, trebuie să aveți o viziune, ce provocarea? Să aveți o viziune despre cum vreți să vă reconstruiți viața, cum vreți să vă reconstruiți pe voi, cum vreți să fii următorul, următoarea parteneră, partener, da? Trebuie să aveți o viziune. La capătul setului de cărți, da, 5 de cupe. Aici este, să ieșiți din 5 de cupe, să lăsați în urmă tristețea. Aici sunteți regina de pământ, sunteți voi capricornii, da? Să lăsați tristețea și să vă deschideți al treilea ochi, da? Stați de vorbă cu îngerii, eliberați-vă, consiliere. Regele de cupe poate să fie un consilier foarte bun, un psiholog sau un om de suflet care vă înțelege și vă dă sfaturi înțelepte. Clarificăm justiția pentru Capricorn, te rog frumos. Of, sunt multe. Clarificăm justiția pentru Capricorn. Clarificăm justiția pentru Capricorn. După cum vedeți, am început să folosesc cărțile făcute de mine. Mai am un pic de lucru înainte să le lansez, dar dacă vă place, spuneți-mi. Justiția a fost clarificată de 3 de spade, o decepție și 8 de băte. Dorința de a pleca. Iar 8 de băte este o dorință de a pleca. Poate cineva, unul dintre voi, voi știți care, a plecat dintr-un contract, dintr-o căsnicie, dintr-un job, din cauza că a fost rănit, a fost decepționat, dezamăgit. Aici este provocarea. Iar o carte care arată dorința de călătorie, da? Aveți 8 de băte, cavalerul de băte în prezent,
Poate comunicarea cu cineva la distanță, online, eventual, vă ajută să vă eliberați de dezamăgirile dintr-o relație karmică. Poate să fie familia voastră, oricine, oricine. Repet. Clarific. Uite, asul de bâte, da? Asul de bâte. Poate că a fost o căsnicie pentru cineva în care v-a simțit singur într-un fel sau altul, da? Iar nu, v-a simțit blocați, cineva foarte rigid, da? Și acum vreți o nouă pasiune, vreți ceva, să simțiți că vibrați, să simțiți că vibrați. Clarificăm cavalerul. Ah, încă nici n-am zis. Clarificăm cavalerul de bâte în prezent. Clarificăm cavalerul de bâte în prezent. În prezent, cavalerul de bâte pentru Capricorni. Cavalerul de bâte în prezent. Pentru mine, cavalerul de bâte reprezintă săgetătorul sau pozițiile planetare în săgetător. Ale voastre, ale cuiva, pentru mine reprezintă săgetător, nu musai ca zodie, repet, poate să fie Marte în săgetător sau nodul Nord în săgetător. Patru de bâte. Aveți niște emoții. Ați fugit. Unii dintre voi ați fugit de o transformare. Moartea și șapte de spade. Dar transformarea se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. Vreți, într-adevăr, vreți să o luați de la zero, vreți să fiți fericiți, să aveți o relație patru de bâte frumoasă. Însă, unii dintre voi încă nu aveți viziune. Da, vreți, dar nu v-ați... Au venit cărțile invers. Vreți să mergeți, să plecați, să cuceriți, dar încă n-ați înțeles ce vă șoptesc, de aia ce voce vorbește, consilierea iar vorbește, vorbiți cu îngerii voștri, vorbiți cu un om înțelept, ca să înțelegeți exact, să vă definiți, nu aveți conceptul, a venit invers, da? Conceptul, cum am zis mai devreme, nu aveți viziune, da? A fost și viziunea clarifică 3 de monede. Încă trebuie să lucrați la viziunea, la conceptul pe care vreți să-l manifestați de acum încolo. Nu-i suficient să aveți dorință, ambiție, energie, trebuie să mai aveți și credință și ghidajul acela subtil, divin, ca să se poată manifesta eventual mai repede. E vorba de acest patru de bâte, care este urmat de nebun și de 10 de cupe, da? Patru de bâte apare și în poziția fricilor. Adică da, vă eliberați de karmă, vreți să vă descoperiți destinul, da? Dar căutați pe cineva, pentru că steaua înseamnă și un personaj care inspiră și vindecă, exact aici consiliera, da? Și am pus și asul de cupe, da? Vă oferă o cupă sau vă ajută să vă descoperiți cupa voastră, inima voastră, sufletul vostru. Căutați ajutor, nu plecați sau nu urmați impulsul fără să aveți un ghidaj. Dacă ar fi să vă reprezinte pe voi, dacă ar fi să reprezinte pe altcineva, acest cavaler de bâte care vine în preajma voastră sau este doritor să vină, dacă acest cavaler de bâte vrea să colaboreze, să construiască ceva, deschideți-le, pentru că aici aveți viziune în poziție normală și totuși vocea și concepția este invers în acest grup, în prezent sau în viitorul apropiat.
Repet, dacă vreți să ieșiți din blocaje, să nu mai aveți relații dezechilibrate, încercați, puteți să fiți voi cei care inspirați într-o formă sau alta, încercați să aveți viziune, vedeți unde sunteți, pentru că unii sunt mai evoluați, alții mai puțin, da? Clarificăm steaua pentru Capricorni. Da, Melinuță. Ups. Stea. Uite, 4 de pute, aici este. Aer, foc și judecata. Judecați pasiunea, da? Judecați, analizați-vă un pic emoțiile, lăsați în urmă decepțiile 10 de spade, schimbați-vă energia, ieșiți din decepții, din energiile fixe, da? Și orice emoții aveți, încercați să le judecați și prin filtru. Aveți mai multe de echilibrat, și emoțiile, și energia, și gândurile, ca să puteți renaște. Însă, ce am zis, că această stea a fost clarificată de 4 de băte. Poate să fie flacăra voastră geamănă pentru unii, că văd totuși femeia divină, de care, într-o formă sau alta, relația cu acest personaj să vă fie un pic să vă înfricoșeze, sau profunzimea pe care emoțiilor pe care le simțiți să vă sperie pe unul dintre voi. Însă, 4 de băte, iar înseamnă bucurie, întâlnire cu un personaj care vă alină, vă ghidează sau vă este predestinat. Nu e obligatoriu să fie flacără geamănă, dar vă este predestinat să vă aducă bucurie și să vă creeze echilibru într-o perioadă. Da? Da, vă poate scoate dintr-o lume emoțională, acel 5 de cupe, da? Depresivă sau din niște supărări, vă poate scoate într-o nouă lume în care puteți să înfloriți. Aici sunt niște boboci și aveți și împărăteasa, care reprezintă abundență, înflorire, da? Înțelegeți conceptele astea. Clarificăm împărăteasa, te rog frumos. Pentru Capricorn. Cine e această împărăteasă? S-a mișcat? Oh, prea multe, te rog frumos, prea multe. Clarificăm împărăteasa pentru Capricorn. Exterior, influență exterioară. Cine e această împărăteasă? Aveți mulți de 4, 4 de bâte de 2 ori, 4 de monede la început, da? Și știm că 4 reprezintă, ca și formă geometrică, pătratul. Este o formă foarte fixă. Vreți să ieșiți dintr-o situație destul de rigidă, să zic. Clarificăm împărăteasa pentru Capricorn exterior. Cine această împărăteasă? Cine această împărăteasă pentru... Uf! Mai... O să păstrez... Ia. Povestea cu această împărăteasă v-a adus mult stres. 9 de spade și 3 de băte invers. V-ați pierdut speranța din cauza unei distanțe. Legătura dintre voi și acest personaj, poate să fie peste hotare sau o distanță, că apare și 3 de băte și lumea. Și am mai vorbit de distanță între voi. Și din cauza distanței să nu fi putut să manifestați abundență, să nu puteți să concepeți, eu știu, relația din cauza unei distanțe. Tot, e o distanță, e o relație la distanță pentru un, e un personaj care e la distanță. Dar faptul că a venit lumea invers înseamnă că nu ați încheiat povestea. Trebuie să călătoriți ca să o puteți manifesta. Interesant că ce au vrut să se mai arate visul,
Și magnetism. Visați la acest personaj, există magnetism între voi, dar cum este și în cartea asta, încă nu v-ați apropiat, da? Vedeți, îmi plac cărțile pe care le-am făcut. Încă nu v-ați apropiat. O am și pe Facebook, da, și acolo spun, nu se știe exact dacă acest yin și yang se desparte sau se apropie, dar e o distanță între voi, clar. Vă completați yin și yang, da, femeia divină, bărbatul divin, dar unul dintre voi trebuie să crească foarte mult ca să ajungă oarecum la nivelul emoțional, spiritual, poate și financiar al acestui personaj. E o încredere pe care acest personaj o manifestă și am senzația că voi încă nu manifestați, pentru că voi aveți aici de inspirat, da? Voi trebuie să vă inspirați de la acest personaj. Influența exterioară nu vă reprezintă, da? Puteți aveți, deci visați la acest personaj față de care vă simțiți atrași, magnetism puternic, dar am zis, lucrurile nu sunt încheiate, povestea nu s-a încheiat între voi, încă vă influențează într-o formă sau alta. Poate cândva v-ați făcut prea mult stres din cauza acestei distanțe și n-ați avut încredere că se poate manifesta. Aici este lucrați cu tai chi-ul, cu energia voastră, lucrați cu energia voastră ca să manifestați eventual cea mai bună versiunea voastră și să vă atrageți perechea divină. Clarificăm, e 4 de bâte în poziția fricilor, interesant. Uf, mai sunt prea multe, prea multe. Patru de bâte. Pentru Capricorn, 4 de bâte. Patru de bâte în poziția fricilor. Măi, dar nu... Nu-mi place că vin atât de multe cărți. Melinuța. Patru de bâte pentru Capricorn în poziția fricilor. Patru de bâte. Patru de bâte pentru Capricorn. Hai. Carte. Iar sunt. Iar aici este stres. Asta e stresul. 9 de spade. Că nu se va manifesta începutul. Că cineva s-a detașat de voi, 8 de cupe, cineva s-a detașat din cauza, am mai spus eu, a unor probleme, a unui stil de viață. Deci nu, e cineva. Nu obligatoriu semn de apă. Posibil acest personaj s-a detașat de voi. Posibil cel care a suferit 4-5 de cupe, da? S-a detașat de voi. Și aici nu aveți încredere că vă veți împăca, că veți manifesta asul de bâte, da? Această întâlnire, această bucurie. Vă faceți foarte multe gânduri, foarte multe gânduri. Eventual și detașarea voastră de casă, ca să mergeți într-o nouă direcție, undeva, poate peste hotare, este stresantă pentru voi. Eu știu cum e. Să pleci din țară și și știu, da, confirmați-mi. Sau confirmațiile celor care vor să plece, cei care ați plecat, că într-adevăr e greu să te rupi de casă, de trecut, ca să crești ceva nou. E greu, dar nu e imposibil. Pentru că odată detașați de acel trecut, puteți manifesta, dragii mei, un echilibru într-o nouă direcție, destinul vostru, cu alte cuvinte, vi-l creați. Dar, repet, aveți pe cineva care vă inspiră la distanță, vă susține, vă atrage. Clarificăm faetonul. Poziția dorințelor, faetonul pentru Capricorn, faetonul. În primul rând, dorința de a crea o nouă relație de lungă durată, de a vă crea destinul. Trei de bâte, dar a venit bine acum, trei de bâte, iar distanță, iar. Trebuie să aveți speranță, asta e. Trebuie să aveți speranță în deciziile pe care le luați și călătorile pe care le faceți. Iar călătorie, da? Iar către 9 de monede, personajul singur, 3 de cupe care vă aduce bucurie.
Și apare și regele de monede, care încă e în transformare. Regele de monede fiind semn de pământ sau cu picioarele pe pământ. Clarificăm. Aici are o distanță, clar, distanță. Clarificăm asul de cupe în viitor. Deși e cam clar asul de cupe ce înseamnă, înseamnă o nouă relație, vindecare, o nouă dragoste. Dar o nouă dragoste nu vine fără dragoste de sine, da? Fără vindecare. Steaua. Posibil, cu steaua și patru de bâte, eu așa simt, pentru unii puteți să vă faceți casă peste hotare. Și aici este teamă, grijă. Aoleo, aoleo, o să pot? Aoleo, ce să se întâmple? Asul de cupe. Dar țineți-vă tari, nu vă întoarceți. Eu știu, din experiență zic, nu e bine să vă întoarceți. Am făcut și eu greșeala asta și asta e. În fine, face parte din lecțiile fiecăruia, din destinul fiecăruia. Uite, judecat. Vreți să renașteți, ori să vă împăcați cu cineva, ori să renașteți într-o nouă formă, vindecați, iubitori, deschiși. E frumos. Renaștere, da? Steaua, interesant, iar să opri la stea, aici este destinul vostru. Apă, steaua, apă, moartea, după transformare, apare, după moarte, transformare, credeți că nu o să mai faceți nimic, apare acest element acvatic sau emoțional, apă, da? Personaj sau dorință sau simțire sau ce vreți voi să fie, cum vreți voi să interpretați și steaua face parte din destinul vostru. Clarificăm 5 de cupe ca și final. 5 de, deși e clar, 5 de cupe cu 6 de spade, vreți să vă detașați de decepții, de lacrimi și să cuceriți sau să vă regăsiți încrederea în voi și să manifestați, cum am zis mai devreme, cea mai bună versiune a voastră. Dar 5 de cupe, totuși, cine e acest 5 de cupe? Clarificăm. 5 de cupe pentru Capricorn. 5 de cupe. 5 de cupe. Capricorn, 5 de cupe. Ce reușiți să faceți cu 5 de cupe? 5 înseamnă și schimbare, da? Ah, invocare. Aici este 5 de cupe. Dar e interesant cum vine, da? Dacă ați plâns sau cineva a plâns până s-a golit spațiul vostru sacru de emoții, acum trebuie să invocați altfel de emoții, da? Ce frumos! Mulțumesc! Nu e, nu știu, deci... îmi citesc propriile lucrări în contexte diferite, într-un mod în care nici eu nu mă așteptam să vină mesajele, deci... Acum atrăgeți-vă, iar o chestie de atracție, emoții pozitive. Chemați-le în spațiul vostru sacru. Umpleți-vă cupa și în momentul în care e plină, oferiți din prea plin. Nu așteptați ca cineva să vă umple cupa. Nu așteptați ca cineva să vă facă fericiți. Nu. Umpleți-vă voi, vindecați-vă, umpleți-vă voi sufletul de dragoste, de înțelegere, de emoții și oferiți din prea plin. Aici este transformarea voastră, dragii mei capricorni. Eventual, dacă cineva va, iar de peste hotare, dar nu obligatoriu, dacă cineva din viața voastră a plâns, posibil să vă atragă într-o formă foarte subtilă, da, asul de spade. Da. Vrea să renunțe la doliu, iar 5 de cupe, tot doliu, asta înseamnă. Ieșiți din doliu, în primul rând, dacă ați avut un doliu, ieșiți din doliu. Dacă e vorba de doliul vostru, asul de spade, înțelegeți că trebuie să lăsați în urmă trecutul și atrăgeți-vă, dragii mei, magnetismul. Chiar dacă nu cunoașteți personajul acesta care vă influențează, poate să fie o influență interesantă cu lumea invers și cu visul, poate să fie o influență pe calea visului. Foarte subtilă. Care vă îndeamnă, e o voce, a venit invers, interesant și concepția, e o voce foarte subtilă. Dacă nu cunoașteți acest personaj, vă atrage într-un mod nevăzut, într-o nouă direcție, înspre renașterea voastră. Dacă îi cunoașteți, cu atât mai bine. Da?
Cam atât. Eu zic că e fain. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Pa, pa! 4, 4, 4. Hai să așteptăm. Pa!